Unitățile de învățământ din județ și-au deschis larg porțile pentru a-i primi pe elevii în bănci după vacanța de iarnă. Urmează 3 săptămâni încărcate pentru școlarii care vor să aibă la sfârșitul semestrului medii cât mai mari. De astăzi începem ultimele 3 săptămâni ale semestrului întâi. Vor fi încheieri de medii. Elevii trebuie să fie atenți să nu își strice situația la învățătură după ce au muncit atâtea luni până în ianuarie. Eventual, unii dintre ei, dacă au nevoie sau consideră că este posibil să-și mărească mediile. Perioada cea mai încărcată va fi însă pentru elevii clasei a 8-a, cei care se pregătesc intens pentru evaluarea națională de la sfârșitul gimnaziului. Elevii din Imagini, deși sunt de-abia în clasa a 7-a, învață din greu pentru examenul pe care îl vor susține peste un an, iar școlarii recunosc că matematica este proba de foc a examinării. Hai să luăm triunghiul ABC, pe care tu ai să-l desenezi. Eu am să-ți fixez pe tablă punctele. Știi să-l desenezi, da? Da. Ok, hai să te văd. Unești cele 3 puncte în ecuația curibla. Hai, așează. Ok. Bun. Latura B. Am repetat la matematică pentru că este foarte importantă pentru examenul din clasa 8-a și... Vă pregătiți încă de acum? Da, ca să terminăm semestrul cu bine. Vă pregătiți și pentru examenul din clasa 8-a? Da, da. Trebuie să învățăm cât mai bine aici, că o să fie mai greu și trebuie. Tu cum ai mediile? Ești liniștit până la sfârșitul semestrului sau trebuie să mai tragi tare acum? Stau bine, am note bune, 10, 9... Trebuie să mai și repet la unele materii. Ești pregătit pentru aceste 3 săptămâni până când se va încheia semestrul? Eu cred că da. Sunt pregătit. Asta înseamnă că ai deja notele suficiente și destul de bune ca să ai mediile pe care ți le dorești, nu? Da. Elevii de clasa 8 au un program mai special pentru că la sfârșitul anului dau examenul de evaluare națională. De aceea ei, pe lângă orele de program de dimineață, participă și la unele meditații organizate în cadrul școlii după orele de curs împreună cu profesorii de limba română și de matematică, pentru că este foarte important din timp să ai noțiunile fixate și recapitulate, cu atât mai mult că în luna martie ei vor susține o simulare pentru evaluarea națională. Dacă cei mai mari dintre școlari se gândesc la examenele naționale, prichindeii se bucură de începerea cursurilor, căci își revăd colegii. Albastru, dragi vale. Bădulesc cu Ina. Pentru roșu, trage Ina. Că nu trebuie să o lăsăm deoparte și trebuie să punem una și pe o carte. Cu toate că noi am vrea să stăm toată ziua pe telefon. Înțeles, astăzi ai venit pregătită pentru ore sau, din contră, încă se mai simte vacanța? Am venit pregătită pentru ore mai mult. E foarte bine că îmi revăd colegii. Cât privește cursurile, orele, te-ai pregătit și pentru câte o materie sau, din contră, te-ai bucurat de vacanță? M-am și bucurat de vacanță, dar mi-a fost dor și de școală. Mai mult de colegi? Da. Următoarea vacanță pentru elevi, cea intersemestrială, este programată în perioada 2-10 februarie. Urmează apoi vacanța de primăvară în perioada 20 aprilie-5 mai, iar vacanța de vară este programată între 15 iunie și 15 septembrie. Pentru elevii claselor terminale din învățământul liceal, anul școlar se va încheia în data de 31 mai, iar pentru clasa 8-a în data de 7 iunie.